astăzi avem un nou unboxing Oriflame și da, de data aceasta m-am gândit să-l filmez separat pentru că am comandat destul de multe produse din catalogul cu numărul 9, atât noutăți cât și produse recumpărate care îmi plac foarte mult și pe care vi le arăt eu de fiecare dată și ceva cadouri foarte, foarte interesante, așa că am zis să filmez această comandă separat ca să puteți să vedeți produsele mult mai bine. Deci, dacă în general vă place genul acesta de clip și vreți să-l vedeți în acest format separat, dedicat pe canalul de YouTube, nu uitați să apăsați pe butonul de like, iar acum, dragilor, haideți să trecem direct la produsele noastre. Haideți să începem așa cum facem noi de fiecare dată și anume arătându-vă catalogul curent. Acesta este cel cu numărul 9 pe care îl puteți găsi online și în felul acesta îl puteți răsfoi foarte, foarte ușor și acesta mai este valabil până pe data de 4 iulie inclusiv, deci până atunci puteți să-l răsfoiți și să plasați o comandă din el și chiar vă recomand lucrul acesta pentru că are foarte, foarte multe oferte interesante la multe categorii de produse. De asemenea, campania nouă vine cu foarte multe oferte și oportunități pentru persoanele care încă nu au un cont personal la Oriflame. Pe lângă acea reducere de care vă spun eu de fiecare dată că beneficiați în funcție de suma comenzii voastre și faptul că aveți contul vostru, puteți să vă logați și să vă plasați comenzi când doriți voi și astfel să nu mai depindeți de nimeni, în această perioadă, deci până pe 4 iulie, dacă vă creați un cont nou la Oriflame, accesând linkul pe care vi-l las eu în descriere, aveți vreo 5 beneficii extra și anume, dacă plasați o comandă de cel puțin 150 de lei, întâi de toate aveți reducerea aceea de 20%, reducerea standard care vi se aplică imediat pe comanda aceasta de 150 de lei, deci o să plătiți din start mult mai puțin, iar beneficiile extra sunt următoarele. Puteți să vă alegeți orice produs vreți voi din catalogul curent cu 50% reducere din prețul standard, iar codul produsului se introduce în pasul 2 al comenzii, iar în această ofertă sunt excluse seturile Novage și componentele lor și produsele wellness. În rest, este la libera alegere și eu cred că acum este momentul oportun să vă recumpărați parfumul favorit de la Oriflame, cel puțin eu asta am făcut și o să vă arăt imediat. Al doilea beneficiu extra, aveți livrare gratuită oriunde doriți voi, tot așa dacă aveți comanda aceasta de 150 de lei, deci cam toate beneficiile se raportează la această sumă și dacă plasați această primă comandă din catalogul nou, în primele 72 de ore, deci în primele 3 zile de când vă creați contul. De exemplu, dacă vă faceți astăzi, când vedeți voi clipul acesta, contul vostru personal la Oriflame, aveți 3 zile la dispoziție să vă plasați prima comandă de cel puțin 150 de lei și să beneficiați de tot ceea ce vă zic eu aici și, bineînțeles, transportul gratuit. Pe lângă asta, în coletul acesta, deci în prima comandă, o să primiți din partea celor de la Oriflame un cadou surpriză, nu se știe ce, o să descoperiți voi în colet. De asemenea, o să intri automat într-o loterie de vară și extragerea se face săptămânal, iar premiile mari, să spun așa, sunt următoarele: un iPhone 13, acela de 128 de giga, deci memoria este destul de bună, un televizor Samsung, din câte am înțeles, și un laptop, dar bineînțeles că pe lângă aceste premii mari, mai sunt și alte premii în materie de produse și accesorii și multe, multe altele, așa că aveți de câștigat în fiecare săptămână, doar plasând această comandă de 150 de lei și, bineînțeles, aveți și șansa de a vă califica în noul program de bun venit, acela care este format din 3 pași pe parcursul a 3 campanii consecutive, doar că de data aceasta, pentru a vă califica la el, este necesară o comandă de 300 de lei la valoare de catalog, din nou suma la care vi se aplică reducerea aceea de 20%. Dacă nu reușiți să faceți o comandă de 300 de lei din catalogul nou, nu este nicio problemă, nu este obligatoriu lucrul acesta, dar măcar poate faceți comanda de 150 de lei și aveți toate aceste beneficii de care v-am spus eu până acum, dragilor, așa că dacă vă interesează lucrul acesta, încă o dată verificați descrierea clipului, o să vă fixez eu linkul și într-un comentariu ca să vă fie mult mai accesibil, iar apoi o să luăm legătura, o să vă ofer mai multe detalii și tot suportul de care aveți nevoie. Și cam atât cu introducerea mea, haideți să trecem acum direct la produsele noastre, promit că nu vă mai spun despre altceva și o să începem ca de fiecare dată cu noutățile. După cum ați văzut și pe coperta catalogului, s-au lansat niște parfumuri noi, unul de damă și unul de bărbat, dar de data aceasta eu îl am doar pe cel de damă. Se numește Greater și este apă de toaletă, să știți, are 50 de ml, vine în această cutiuță, deja i-am desfăcut țipla pentru că eram foarte curioasă să văd cum miroase și am zis să nu mai pierd timpul în fața camerei și să nu fac zgom.
comod. Așa arată sticla, este un design destul de simplu, modern, minimalist, pot să zic, îmi place destul de mult. Este un roz așa din acesta pudrat și haideți să vorbim acum despre miros, ce zic eu că este foarte, foarte important când privește un parfum. Prima dată când îl simți, clar poți să-ți dai seama că este un parfum floral și, într-adevăr, vă citesc din catalog acum, ingredientele pe care le conține sunt următoarele: mandarină, tuberoză și chihlimbar alb și promite să aibă o concentrație ridicată de parfum, creat să persiste întreaga zi, alcool de origine naturală și în catalog o să vedeți că avem și o ofertă extra la el și avem și pagină parfumată în cazul în care vă interesează. Deci, revenind la cum mi se pare, pe pielea mea într-adevăr se simte mai degrabă floral, citric, nu este genul acela de miros dulce, fructat, se duce foarte mult spre partea aceasta proaspătă, florală și într-adevăr eu zic că este un parfum perfect pentru vară, dar și pentru primăvară. Nu îl văd deloc că s-ar încadra toamna și iarna, așa că dacă vreți un parfum în genul acesta mai fresh, de zi cu zi, pentru vară, eu zic că merită să-i dați o șansă sau cel puțin să îl încercați. Acum, ca și persistență, încă nu știu ce să vă zic, l-am pulverizat, o să-l testez și vedem cum persistă, dar oricum țineți cont că este apă de toaletă, deci totuși nu vorbim de o apă de parfum sau de o esență pură de parfum care are cea mai ridicată concentrație dintre toate felurile acestea de parfumuri, dar cel mai bine este să vă puneți pe comandă o mostră de la parfum și să încercați și voi pe pielea voastră să vedeți cum reacționează. Pe o scară de la 1 la 10, în ceea ce privește mirosul, eu i-aș da un 8-50, undeva pe acolo, pentru că, în general, mie îmi și plac mirosurile acestea destul de fresh, florale, fructate, așa că țineți cont și de lucrul acesta. Tot în zona de produse din acestea care miros foarte bine și sunt perfecte pentru vară, avem o nouă variantă în gama Love Nature de produse atât pentru corp cât și pentru păr. Întâi de toate o să vă arăt masca, pentru că da, aici avem iar o variantă nouă de la această mască. Dacă mi-ați văzut până acum clipurile cu produse terminate, cu siguranță știți cât de mult iubesc eu măștile acestea, pentru că ele, cu toate că vin așa la pliculeț, au o textură super densă, catifelează foarte bine părul, îl moaie și este mult mai ușor de descurcat și miros criminal și persistă mirosul în păr, credeți-mă, până a doua zi. Așa că de aceea am fost atât de tentată să le cumpăr și pe acestea. De fapt, este o singură mască, dar am luat-o de două ori, că v-am zis, am o părere bună în general despre ele. Iar varianta aceasta nouă nu am zis, dar este cu mango și cu fructul pasiunii. Miroase efectiv super fructat, 100% fructat și mirosul acela tropical care efectiv te duce cu gândul la vacanță, cel puțin așa este în cazul meu. O, și acum văd, este o mască fără silicon. Să știți că recent am început să mă interesez mai mult despre îngrijirea părului și, din câte am înțeles, este foarte bine să folosim măști de păr care nu conțin silicon, pentru că teoretic măștile trebuie să aplicate și la rădăcină. Da, știu că probabil majoritatea o să ziceți că nu pot să aplic mască la rădăcina părului pentru că mi se îngrașă părul. Credeți-mă că asta am spus și eu până acum, dar de vreo 3-4 săptămâni, cam așa, am început să aplic măștile chiar și pe rădăcină și vreau să vă zic că secreția mea de sebum s-a mai diminuat, în sensul că înainte trebuia să-mi spăl părul neapărat o dată la 3 zile, acum pot să fac lucrul acesta și o dată la 4 zile. Nu este o mare diferență, dar măcar știu ce am făcut diferit și văd că este totuși o îmbunătățire, așa că eu am zis să vă spun. Deci, dacă tot am început eu să-mi aplic masca pe toată lungimea părului și pe scalp, eu zic că aceasta fără silicon o să fie tocmai bună. Pe lângă ea, varianta aceasta nouă are și un gel de duș și bineînțeles că l-am luat, mai ales că este vară, încep să vină căldurile sau cel puțin așa sper, așa că mirosul acesta se va potrivi la fix și bineînțeles este un gel din acesta cu o textură densă, așa cum ne-au obișnuit cei de la Oriflame în gama Love Nature și de-abia aștept să-l testez și pe el. Iar ultimul produs din varianta nouă este un spray pentru corp care vine într-o cantitate de 200 de ml, deci destul de generoasă, vine așa cu pulverizator și să știți că pulverizează foarte fin, deci nu te stropește sau ceva de genul, iar pe acesta vreau să-l încerc pe piele, de aceea nici nu am desfăcut gelul de duș. Deci miroase atât de dulce și de fructat, se simte ca un gem de fructen, de fapt, atât de dulce, cel puțin mi se pare mie, v-am zis că în general eu sunt cu mirosurile mai fresh, mai revigorante, dar dacă vă plac mirosurile
fructate, tropicale, vreți să vă simțiți în vacanță, cu toate că încă nu este cazul, eu zic că varianta aceasta o să vă placă. Mai am spray-uri de genul acesta de la Love Nature și îmi plac super, super mult. Cred că le-am pe toate, în toate variantele, așa că era inevitabil să nu-l avem și pe acesta. O altă noutate pe care am cumpărat-o este un burețel care a venit ambalat în țipla aceasta transparentă, la fel am desfăcut-o și zic ei că ar fi un burețel mai special pentru că întâi de toate are două fețe cu două texturi. Pe partea aceasta roz se simte ca un beauty blender, să spunem așa, deci ar trebui udat aici, iar pe partea aceasta zic ei că ar fi un burete pentru aplicarea pudrei pentru că este mai poros, se simte la atingere ca bureții aceea cu care vin în general pudrele compacte și cu care știți că ne putem retușa machiajul pe parcursul zilei. Cam așa este pe partea albă. L-am luat pentru că mi s-a părut foarte, foarte interesant având această textură diferită pe ambele părți și mai ales pentru partea aceasta de pudră, pentru că am început să aplic în mod special în zona ochilor pudră pulbere, deoarece este un pic mai fină, nu se adună atât de repede în liniile fine și per total lasă în jurul ochilor un aspect așa mult mai catifelat, mult mai neted și nu dă efectul acela de piele uscată sau nu te îmbătrânește mai rău, deci chiar vă recomand să aplicați pudră pulbere în jurul ochilor dacă au început deja să apară primele semne de îmbătrânire, pentru că o să vedeți o diferență colosală și de aceea vreau să încerc și acest burete cu partea aceasta să vedem cum va merge aplicarea, cu toate că este destul de măricel. Oh, acum mi-am dat seama, chiar aș putea să-l tai. Ce idee bună! Cred că ar merge să-l tai așa în patru bucățele și să am practic niște triunghiuri ca să pot să intru efectiv cu burețelul sub ochi sau, da, aș putea efectiv să-l îndoi în felul acesta. Da, mai întâi o să-l folosesc așa întreg și după aia dacă mă încurcă la aplicare o să-l fac bucățele, dar oricum. Rămâne să-l testez, să-l folosesc și o să vă țin la curent în cazul în care vă interesează. Mă mai întrebați așa în comentarii pe parcursul clipurilor. Iar acum să vă arăt ce am recumpărat. Tot așa într-un vlog vă spuneam eu că urmează să iasă din portofoliul Oriflame încă un parfum pe care eu îl ador. Este unul dintre favoritele mele, atât din punct de vedere al mirosului, pentru că este unul dintre parfumurile mele semnătură, cât și pentru gradul de persistență am rămas surprinsă de lucrul acesta. Așa că, în campania nouă, iese din portofoliu, apare că se poate comanda pentru ultima dată și de aceea avem pe această comandă 3 bucăți. Da, cam atât de mult îmi place. O să mă mai gândesc dacă până la sfârșitul campaniei mai dau încă o comandă special pentru el, dar efectiv nu puteam să iau mai puține. Îl vedeți și acolo în spate, stați un pic să-l iau. Este vorba despre acesta, se numește Swedish Experience Wild Hearts. Este varianta aceasta pe albastru. Este un parfum mai mare, să știți. Are vreo 75 de mililitri, deci dacă nu mă înșel este cel mai mare parfum ca și cantitate de la Oriflame, iară un avantaj și îmi place mult de tot pentru că persistă, v-am zis, excepțional, iar mirosul este unul fresh, perfect pentru primăvară, vară sau orice anotimp vrei tu. Eu îl ador mai ales în perioada aceasta caldă. Este bestial parfumul acesta și nu exagerez deloc când zic acest lucru. Știu că sunt multe, multe persoane care au folosit aceste parfumuri Swedish Experience pentru că mai avem încă unul varianta pe galben. Acela este un pic așa mai dulce, nu știu, îți transmite așa o stare de căldură. El îți transmite, te duce pe plajă, ceva de genul acesta. Cred că acum înțelegeți mai bine de ce vedeți aici 3 bucăți și să vă explic și cum le-am luat. Unul l-am plătit la preț întreg de catalog, unul l-am luat și eu cu acea 50% reducere, că vă spuneam că acum este momentul ideal să vă recumpărați parfumul preferat de la Oriflame cu 50% reducere din prețul standard. Iată, eu asta am făcut și l-am ales pe el, iar celălalt am putut să-l iau cu doar 20 de lei pentru că a făcut parte din programul de loialitate, așa că l-am ales pe acesta. Ce să mai zic acum? Pe de-o parte sunt fericită că am luat parfumul la prețurile acestea destul de bune, zic eu, dar pe de altă parte sunt foarte tristă pentru că din nou va fi scos din portofoliu și din câte am înțeles vor mai fi scoase alte parfumuri Oriflame și alte produse Oriflame din portofoliu, așa că de ce? Nu știu să vă zic, așa că profit și eu atunci când îl văd pentru ultima dată. Pe comanda aceasta mi-am recumpărat și niște produse pentru buze.
recumpărat, am zis, ceea ce înseamnă că mi-au plăcut foarte mult produsele acestea, pentru că în general mă plictisesc destul de repede în ceea ce privește produsele pentru buze, pentru că acestea țin destul de mult, dacă nu vorbim de niște rujuri lichide, așa că avem aici două rujuri din acestea solide și un balsam de buze. Vă arăt întâi de toate balsamul de buze, este din gama The One, se numește Lip Spa Lip Balm și mi-am luat aici nuanța pink, el vine în 3 nuanțe, așa arată, cred că este recumpărat a 4-a sau a 5-a oară și nu exagerez, l-am luat, cred că în primele mele comenzi când mi-am făcut eu contul la Oriflame și arăta tot în felul acesta, numai că atunci țin minte că mi-am luat o variantă transparentă. Balsamul arată în acest fel, practic pe margine are culoarea, iar în mijloc are balsamul, cel care oferă hidratare și da, oferă și hidratare și un luciu așa foarte frumos și subtil buzelor, parcă le dă așa și un pic volum sau mă rog, le face să pară un pic mai mari, iar pigmentul acesta din exterior le colorează foarte puțin, deci nu vă așteptați la nu știu ce nuanță pe buze, adică nu este o diferență foarte mare din câte am observat eu între nuanța de pink, cea de coral și mai este încă una. De exemplu, aceasta o să fac aici un swatch ca să faceți o idee, este un roz foarte subtil, practic arată aproape ca nuanța buzelor, doar așa un pic cu subtonul acesta de roz. Este un produs pe care eu îl folosesc în general când vreau să ies repede din casă și nu știu cu ce să mă dau pe buze, dar totuși vreau să le am hidratate și puțin colorate și mi se pare perfect pentru că se aplică foarte ușor și este și atât de micuț și perfect pentru a fi luat în geantă, în porfard, iar în campania aceasta, v-am zis, este la un preț mai mic la ofertă, undeva la 22 de lei, dacă nu mă înșel, și aici avem rujul The One Color Unlimited Ultra Fix, cel mai bun ruj solid de la Oriflame, ceea ce privește pigmentația, rezistența și felul în care se întinde și culorile, pentru că vine în foarte multe culori. Așa arată ambalajul, este negru și un ruj solid, după cum v-am zis, are 3,5 grame și am luat aici unele dintre nuanțele mele favorite de la rujul acesta și anume Ultra Bordeaux, este un roșu mai închis, așa cu un subton neutru, face cumva dinții să pară așa mai albi, iar aici avem poate nuanța mea favorită, care se numește Ultra Nude. Aceasta, când o aplic pe buze, pare cumva că are un subton mai cald, chiar dacă în recipient așa pare un subton destul de neutru, dar ambele îmi plac super, super mult și acum stați să vă arăt cum arată cele pe care le am eu în momentul de față. Le-am recumpărat pentru că acestea urmează să expire de aceea. Deci, întâi de toate, uitați-vă la nuanța de nude. Aici este maximul. Nu mai pot să deschid mai mult de atât, deci atât de folosit este, atât a rămas în recipient, ca să puteți să vă faceți o idee de cât de mult mi-a plăcut și îmi place în continuare că de aceea l-am recumpărat. Iar nuanța de bordeaux este și ea destul de folosită, dar nu chiar atât de intens ca cea de nude, pentru că în general nu port chiar atât de des ruj roșu. Am făcut aici swatch-uri ca să le puteți vedea mai bine și să înțelegeți mai bine subtonul de care vă spuneam eu. Sunt niște rujuri super pigmentate, adică nu trebuie să insiști, poate nu este necesar nici să aplici al doilea strat, credeți-mă. Acum depinde de preferințele fiecăruia și rezistă și foarte bine, doar secretul este, le aplicați pe buze și le lăsați să se usuce, nu începeți să vă frecați buzele între ele, pur și simplu trebuie să le acordați câteva minute să se usuce pe buzele voastre și apoi vor rezista destul de bine, cel puțin eu la contactul cu cana, cu paharul când beau ceva nu se transferă, dar încă o dată trebuie să aveți răbdare cu ele să se usuce și dacă cumva mai rămâne un pic de ruj deasupra, surplus pe buze și vedeți că nu s-a uscat, înseamnă în primul rând că ați aplicat prea mult și puteți să veniți cu un șervețel și doar să tapotați așa încet buzele și să luați excesul dacă vreți să vă reziste. Este un ruj mat și așa cum am zis, vine în foarte multe nuanțe cu diverse subtonuri, așa că mare grijă când vă alegeți rujul, pentru că au și nuanțe cu subton cald și nuanțe cu subton rece, deci să fiți atente și la aspectul acesta. Iar în campania aceasta, rujul este la un preț foarte mic, adică cred că cel mai mic preț din ultimele campanii, cel puțin din câte am fost eu atentă și am văzut, undeva la vreo 35-36 de lei preț de catalog, deci vi se mai aplică și reducerea aceea de 20% de care vă ziceam. Și mai am să vă arăt câteva produse recumpărate și un cadou. Mi-am luat din nou deodorantul acesta Rolon din gama Activel, una dintre variantele mele preferate, varianta aceasta Comfort, care este așa pe albastru. Îmi place aceasta pentru că are un miros așa mai fresh,
și pudrat, ceva de genul, și am văzut că este una dintre cele mai eficiente. Cam asta este ideea și chiar dacă este rolon, să știți că se usucă destul de repede la axilă. Nu trebuie să așteptați prea mult până vă îmbrăcați și pe lângă asta, fiind așa foarte micuț, este super potrivit și pentru călătorii. Am continuat și abonamentul la pachetelul acesta wellness cu suplimente alimentare, cele pe care le iau eu în fiecare zi. V-am mai zis că, efectiv, suplimentele acestea sunt împărțite în pliculețe. Fiecare pliculeț conține câte 4 pastiluțe pe care eu le iau dimineața, de exemplu, imediat după micul dejun, cu un pahar mare de apă, și avem aici 2 pastile de omega-3, o pastilă de axantin și extract din afine și o pastilă de multivitamine. Vitamine și minerale, le iau de câțiva ani buni și în continuare merge foarte bine cu ele, iar lucrul acesta se vede și la analize. Deci mi-am făcut analizele și chiar nu am nicio deficiență în ceea ce privește suplimentele acestea pe care le iau și nu am nici probleme cu inima, pentru că omega-3 este foarte bun pentru sistemul circulator, pentru creier, să poți să reții mai ușor lucruri, cu vederea și multe alte lucruri, așa că vă recomand întâi de toate să vă interesați, să știți exact ce face fiecare supliment alimentar și, bineînțeles, să vă faceți niște analize înainte, să vedeți dacă aveți nevoie de ele sau nu. Eu am nevoie, așa că de aceea le iau și funcționează foarte bine, iar acum sunt în pasul 2 al abonamentului, deci în campania viitoare mai cumpăr încă un pachetel din acesta și în cea de-a 4-a campanie o să primesc un pachet cadou. Iar în comanda aceasta am primit și cadoul din programul de sponsori. Vorbim aici despre o pereche de papuci. Ok, deci sunt superbi. Pe lângă faptul că modelul este foarte frumos, cu un albastru așa deschis, cu alb, cu dungile acestea, chiar nu știu, este un model perfect pentru vară. Au deschidere aici în partea din față și sunt niște papucei foarte catifelați și fini și destul de înăltuți, să știți, adică ia uitați cât de înăltuți sunt și foarte, foarte moi. Partea mai puțin plăcută este faptul că vin într-o mărime mare, între 38 și 40, iar eu port 35, așa că imaginați-vă cât de mari sunt papucii aceștia pe lângă piciorul meu. Nu știu sincer acum ce să fac cu ei, dacă să-i păstrez, pentru că până la urmă sunt niște papuci pentru casă, deci teoretic nu mă vede nimeni în papucii aceștia decât voi și Paul, sau mai degrabă să-i dau altcuiva, dar nu prea am sincer cunoștințe care să poarte atât de mare numărul la papuci, așa că o să mă mai gândesc. De frumoși, de pufoși, de confortabili ei sunt, dar ce să fac acum dacă vin în mărimea aceasta mare și nu se putea alege mărimea la ei, că dacă se putea, vă dați seama că luam fix ce trebuia mie, dar asta este. Și bineînțeles că dacă am ajuns la final, vă arăt și următorul catalog, cel cu numărul 10, care începe pe 5 iulie, evident, și se încheie pe 25 iulie, dar abia aștept să le răsfoiesc mai bine și pe el. Avem la fel foarte multe oferte drăguțe. Este un catalog de vară cu produse adecvate pentru vara. Apropo, protecțiile acestea solare sunt geniale. Deci dacă aveți nevoie de niște SPF-uri care chiar să vă protejeze și să reziste și la contactul cu apa sau, mă rog, transpirația, vi le recomand pe acestea și, bineînțeles, vă invit să răsfoiți catalogul ca să puteți să vedeți toate ofertele mai în detaliu. Ei bine, dragilor, acesta a fost unboxing-ul meu de astăzi, așa că dacă v-a plăcut, dacă v-a fost util într-o anumită măsură, nu uitați încă o dată să apăsați pe butonul de like și să vă abonați dacă nu ați făcut asta până acum și, bineînțeles, vă reamintesc de acele beneficii pe care le puteți avea în cazul în care vă creați acum un cont nou la Oriflame, așa că aveți link-ul necesar în descriere și în comentariul fixat pe care vă invit să-l accesați cu mare, mare drag. Cam atât am avut de zis pe ziua de astăzi. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare, că sunteți aici alături de mine și că mă susțineți cu un like, cu un comentariu, cu tot ce puteți voi. Vă mulțumesc din suflet. Până data viitoare, vă las în partea aceasta mai multe clipuri interesante pe care să mergeți să le vizionați, așa că vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa!